Guys, suntem alături de Manuel Riva, tocmai ce a ieșit de pe scenă. Prosoapele au fost aruncate și trebuie să spun sincer asta, a fost boom, a fost amazing, a fost... Stai! Cum le-ai făcut oamenilor, așa îți facem și noi ție. Mulțumim pentru ce ai făcut astă seară. Eu mulțumesc pentru că de la voi a venit și a plecat. Noi am dat cât am putut acolo, eram... Dar v-am genial, văzut, da. Genial, ce set ai avut, nu știu cum, inspirația când a venit. Nici eu nu știu, s-a legat așa, strong. S-a legat și a fost super frumos. Trebuie să-ți fac cunoștință cu fetele noastre, Roxana și Alexandra. Ele au câștigat concursul Festival Addict și vin cu noi la trei festivaluri. La Arad Open Air, la Never See, da, și la After Hills. Și e de-abia primul. Deci ne vedem oricum la toate. Ne vedem oricum și pentru că toți suntem aici, lor le-am dat ocazia să intre în backstage, să, uite, să te cunoască pe tine. Ieri ne-am întâlnit și cu băieții de la Șatra și acum, fetelor, dacă tot l-avem pe Manuel Riva aici și eu știu că este energic și este nebun și îi plac challenge-urile, hai să-i dăm un challenge. Ah, nu, gata, să-i dăm un challenge. Uite, uitați-vă voi frumos la el și dați un challenge. Păi, propunem. Hai. Bine. Gândește de două ori. Am o vârstă, mă doare aici, mă doare aici, deci ușor. Totul trebuie pe lent. Deci avem o provocare pentru amândoi. Te bagi? Hai, iată, ce pot să zic, nu? Să îl iei în spate și să dai două ture de festival. Două ture de festival? Păi, e ca și cum mai trece un bătrân strada. Hai mă, continuăm filmarea cu challenge-ul direct? Asta zic, n-ai, ce să, după ce a făcut omul ăsta pe scenă, n-am cum să zic nu. Sunt probabil cel mai tare călcar în spate, ați auzit? Yes, so las microfonul aici. Here we go. Hai că pot să țin și microfonul. O să-mi cadă pantalonii. Here we go. Ale! Oh. Încalc pantalonii. Again, hai, până acolo. Hai. Continuăm. Oh, and we did it. El este Manuel Riva. Mulțumim.